Un absolvent de liceu din Timiș a fost eliminat din prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, cea de limba și literatura română. Acesta a fost prins cu o cască în ureche în tentativa de a frauda examenul. Alți aproape 120 de absolvenți din Timiș au absentat de la prima probă scrisă. În județul Timiș au susținut prima probă scrisă a bacalaureatului aproape 3740 de absolvenți de liceu, dintre aceștia peste 2900 la profilul real, restul la uman. La subiectul 3, cu cel mai mare punctaj, de la profilul real, absolvenții au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularități ale unui text narativ studiat aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. La profilul uman, la subiectul al treilea, candidații au avut de scris o caracterizare a unui personaj dintr-un text la alegere, aparținând tot lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. Un candidat de la liceul cu program sportiv Banatul din Timișoara a fost eliminat din examen din cauza că a încercat să-l fraudeze. A fost prins cu o cască în ureche și scos din sală. Marți, 27 iunie, are loc proba scrisă la matematică sau istorie, adică proba obligatorie a profilului. Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi publice în 3 iulie.